Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 19, iar astăzi vreau să vă arăt 3 mașini românești în Farming Simulator 19, bineînțeles. De fapt sunt doar două, însă unul dintre autovehicule vine în varianta break, dar și în varianta pickup. Cele 3 moduri, așa cum puteți vedea din numerele de înmatriculare, sunt făcute de 3 moduri diferiți, deci n-au legătură una cu alta și... Pentru început, cred că aș vrea să vi le arăt în market, să vedeți prețul cu care vinile se găsesc la categoria mașini. Și avem așa, avem Dacia 1310 Break, care se află la prețul de 38.000 de euro. Nu se poate customiza în niciun fel, are 315 cai putere și o viteză de 260 de km la oră, viteza maximă. Ok. Următoarea mașină este acest Cielo la 2000 de euro. Bă, e mai realist decât Dacia Break. 55 de cai putere, 120 de km la oră, deci practic mașina asta respectă oarecum anumite norme de realism. Și mai avem varianta de Dacia Papuk sau Pickup, depinde cum vreți voi ca să o numiți, la 102 cai putere și 200 de km la oră. Niciuna dintre cele 3 mașini nu se poate customiza, ele vin fix în varianta în care le veți vedea astăzi. Și haideți să începem cu cea break. Ce putem observa la mașina asta break, la Dacia aceasta break, e faptul că la mânere avem un mâner mai negru, da, se un mâner negru, se un mâner cromat. Aici cum avem? Aici avem două mânere aproape negre, deci mânerele au aceeași textură, destul de ciudat. Văd că i-a pus niște jante în 15 zone, niște discuri perforate, ceea ce mă amuză destul de mult. Avem câteva imperfecțiuni la ușa din spate, după cum puteți observa, însă e prima Dacia pe care o întâlnesc în Farming Simulator 19, prima Dacia 1310 Break, ca să fiu sincer. Semnalizarea e semnalizare, avem și bușonul de la rezervorul de benzină. Bă, arată ok, pe total, țeava de eșapament, farurile îmi plac cum arată, sincer, dar și... Farurile din față, mă rog, farurile, îmi plac cum arată cele de aici, și triplele. Îmi cer scuze, am avut câteva emoții. Are folie pe lunetă, văd, bă, arată ok. Bine, folie pe lunetă doar din exterior. Dacă intri în interior, vei observa că nu are niciun fel de folie, nici măcar nu mai are stâlpi acolo în spate. Ca și textură la interior, arată realistic, probabil e o poză pe care ei au pus-o ca și textură. Dar că nu s-au chinuit foarte mult să modeleze această mașină, i-au pus un schimbător broșu sportiv, de apreciat inițiativa. Între scaune pare avea o cotieră, dar nu prea e cotieră. Bun. Ce-mi place foarte mult, chestiile astea de unde deschizi ușa. Nu știu exact cum se numește, dar îmi plac foarte mult că chiar seamănă, au forma celor din realitate. Uite, la asta nu m-am gândit. Bine, bordul mă așteptam să nu fie animat, să fie o simplă poză. Ok. Dar ce nu mă așteptam eu, ca volanul să fie tot o poză, practic să nu animeze volanul. Oglinzile nu mai vorbim, sunt inutilizabile. Textura scaunului... Nu știu ce să spun. Aici avem o curea de siguranță care efectiv trece prin scaun. Ceea ce e foarte ciudat. Mânerul din spate iarăși îmi place. Deci mânerul din spate de la ușă e fix ca cel de Dacia pe care îl știm cu toții. Aparent, da, nu e modelat cine știe ce, o textură destul de ciudată, până și fumul de pe seava de eșapament e ca o sferă. Ok. Hai să vedem totuși dacă prinde 260 de km la oră și cum se descurcă în curbe. Sincer, o să prefer să o conduc din afară pentru că mă deranjează puțin faptul că volanul nu e animat, nu știu, mă incomodează puțin vizual. Dar din exterior, văd că are animație la rost, ăsta e un lucru foarte bun. Hai să mergem pe pista de drag să îi dăm o șansă, să vedem totuși cum se comportă. Ia să vedem. Pare ok pe curbe, virează destul de bine, nu mă plâng. Ok, bun. Ia să vedem. Poate să urce pe aici? Nu prea poate să urce. Ok, bun. Hai că totuși mai avem o șansă să vedem dacă prinde cei 260 de km la oră sau nu. Că am mai întâlnit moduri care îmi afișau cum că ar prinde 300 și ceva de kilometri, dar atunci când le duceam în maxim nu săreau de 230-240 nici de cum. Bun, hai să vedem
pe pista de drag dacă reușim să atingem viteza maximă. Sunt tare curios. Sunetul nu e nici el unul foarte grozav, e un sunet standard, nu aduce mai deloc cu sunetul real de Dacia. Văd că viteza crește foarte încet, 92. Deci ai nevoie de un drum drept foarte lung pentru a ajunge să atingi viteza maximă. Și cred că nici imensa noastră pistă de drag nu o să fie necesară, de fapt suficientă, ca această Dacia să atingă viteza maximă. Da, deci nici de cum nu atinge viteza maximă. 123, 124. Deci modul acesta e făcut prost din toate punctele de vedere. Frățare, avem deja o pistă de drag de 2 km și el n-a ajuns nici măcar la jumătatea vitezei maxime pe care o poate dezvolta. Vă dați seama că pe o hartă normală de farming nu ați avea unde să accelerați atâta în linie dreaptă. Ah, bun, am ajuns la 127, văd că de aici încolo refuză să mai crească viteza. Da, chiar refuză să mai crească viteza. 127 și avem linie, puteți să vedeți și voi, linie dreaptă, nu se întâmplă nimic. 128, deci practic acum crește un kilometru la, nu știu, 50 de secunde. Și deja mi-a lăguit destul de mult, stați așa 2 secunde. Da, e un mod făcut cu picioarele doar ca să fie, probabil, nu știu, l-a copiat de undeva sau ce a vrut acest modder să facă de cât el știe. Pe curbe e bine, de urcat aici urcă, da, aparent urcă mai mult decât alte autovehicule, nu o să fiu răutăcios, dar n-are nicio treabă. Deci textura, bine, jantele astea sunt ok, mânerele, unul de o culoare, unul de o culoare, unul de o culoare. Farurile îmi plac tripla, faptul că i-a pus sigla în față, iarăși e un lucru super interesant, dar ca și muncă e un mod făcut cu picioarele. În spate avem un geam fumuriu, în timp ce dacă intrăm înăuntru nu mai avem nimic, nu mai avem textură efectiv. Hai să trecem la următoarea mașină, pentru că asta mi-a lăsat un gust amar, sincer să fiu. Nu vreau să vă mint. Haideți să mergem să testăm Dacia Pickup. Sau, mă rog, cum vreți voi ca să-i spuneți, dar eu îi voi spune Pickup. Ea în meniu mi se pare că e denumită cu Dacia Papuk. Eu îi spun Pickup, voi îi spuneți Papuk, fiecare îi spune cum vrea. Observ că are jante aproape de cele originale în 4 prezoane, ok. Bine, sunt puțin modificate, cauciucurile nu văd exact ce marcă sunt, dar cred eu că sunt oarecum realistice, văd că păstrează și nu sunt exagerat de late. Toate cele patru mânerele la ușe au doar forma celor originale, dar nu au și textura. Adică, cu siguranță nu așa arată un mâner de Dacia Papuk. Ar fi trebuit să aibă acel locșor pe unde bagi mâna să tragi și efectiv să deschizi ușa. Văd că i-a păstrat acest bandou cu inscripționat cu Dacia. Ușa asta se vede că e pusă din pod. Bă, deci astăzi am vrut și eu să prezint utilaje românești, dar se pare că n-am noroc. Aici cred că a scris în Paint, habar n-am cum a pus textura asta, cred că sigur e făcută în Paint. Ușa asta, iarăși, cred că a avut vreun accident, modelul pe care l-am primit eu pentru review. Da, cred că a avut un accident. Aripa, iarăși, nu e pe rotund, e hexagonală, cumva e un semi-hexagon. Avem folie pe spate, da, văd că a primit o lovitură și pe față, deci mi-au dat băieții ăștia la review o mașină lovită aparent. Ok, să vedem totuși, poate și funcționează. Ca și interior. Avem animație pe volan. Bă, ca și interior bate puțin la curul gol Dacia Break. Avem și textură în spate. Nu e una strălucită, dar bine, nu avem textură la banchetă foarte strălucită. Însă măcar văd și-o geamurile, văd stâlpii, plafon. Oglinzile sunt curios dacă sunt utilizabile. Văd că au păstrat și mânerul acesta original de Dacia, iarăși acel cioc sau cârlic de unde deschizi ușa. Văd că și maneta pentru deschis geamul e acolo unde trebuie. Bordul nu are cea mai frumoasă textură, sincer să fiu, tot la fel. Cred că e o poză copiată, pusă, nemodelată, nimic. Bă, măcar avem animație pe volan. Oglinzile, da, oglinzile nu merg, au doar o reflexie foarte ciudată. Bă, nu știu, chiar am fost bucuros când am văzut aceste moduri și am zis, bă, să vezi și tu că avem moduri românești, moduri cu mașini românești în Farming Simulator 19, dar se pare că mai e puțin, apare Farming Simulator 21 și încă nu s-a găsit cineva care să modeleze niște mașini românești decente măcar, sau măcar să-și dea interesul. Văd că avem un bord în 200 de km la oră, hai să vedem totuși dacă îi prinde sau se comportă la fel de ciudat ca și Dacia Break.
schimbătorul puțin transparent, bordul n-are rost să discutăm, textura la scaune. Bă, făcute doar așa, ca și... nu știu, ca și schelet, ca și contur, ca și schiță să semene a fi dace. Probabil nu sunt terminate, habar n-am dacă sunt terminate sau nu. Ideea e că le-am primit la review, dar nu prea am ce să spun de ele de bine. Eu o să vă las linkurile bun de scriere dacă vreți și voi să le încercați. Sunt făcute de 3 modări diferiți, vă reamintesc treaba asta, deși cele două daci par a fi făcute de aceeași persoană, nu știu. Probabil cel care a făcut, ori a făcut-o pe asta, fii atent, cred că ori asta a fost prima și după din asta au făcut-o pe aia break, pentru că pare să aibă cam aceleași greșeli de grafică, da, cred că asta a fost făcută prima, că pare cât de cât ok, și cel de-al doilea modder a luat-o pe asta pe care o vedeți acum și a făcut-o break, cred. Altfel nu-mi explic de ce arată atât de nașpa. Bun, hai să vedem totuși dacă prinde 200 de km la oră, că am încetinit fără să-mi dau seama. Sunet la fel, nu avem vreun sunet special, nu vă așteptați la sunete speciale, dar v-am zis, linkurile le aveți în descriere, atât cât pentru cele două daci, cât și pentru Cielo. Dacă vreți să le încercați, nu știu, și nu țineți foarte mult la detalii, cum țin eu și sunt așa mai tipicar puțin. Ia să vedem. 104, 105. Văd că și Dacia aceasta are nevoie de o distanță foarte mare pentru a atinge viteza maximă, de o distanță foarte mare de parcurs. Ceea ce pe o hartă normală de farming, vă reamintesc, nu prea aveți unde să vă plimbați voi 2 km. Da, aparent numai că și de la 112 are fix aceeași problemă ca și Dacia Break. Ceea ce v-am zis, cred că au fost copiate una după cealaltă. Nu știu care a fost prima, care a fost a doua. Uite, o să le pun acum una lângă alta. Ia să vedem. Mamă, cum se balansează asta. Ia să vedem. Da, asta i-a mai pus bandouri, asta e fără bandouri și are mânere diferite. Bă, oricum, ideea e că au aceeași problemă mecanică. Doar că asta are și volanul animat, ce mi se pare mișto. Deci, e posibil ca break-ul să fi fost primul și asta să fie copiată după break. Pentru că e animat între timp volanul. Habar n-am. Bun, hai să vedem și la Cielo. Poate Cielo acesta o să ne facă o surpriză frumoasă. De ce nu? Hai să vedem. Dar vă spun dinainte, ca să nu avem discuții, acest Cielo nu are încă textură pe el. Deci, chiar și în link-ul din descriere o să-l găsiți fără textură. Dacă știți să vi-l modelați voi, să vă puneți o textură pe el, să vi-l faceți frumușel, v-aș ruga din suflet dacă vreți ca să mă ajutați. După ce îi puneți textură, mi-l dați și mie pe Discord-ul meu sau pe Instagram și pot să-i fac și eu un review, cum să zic, pot să fac și eu un review la un Cielo terminat cap-coadă. El arată bine ca și formă, deci ca și model 3D arată foarte bine, e foarte bine definit. Nu are lovituri, deci acesta nu prezintă lovituri așa cum prezentau cele două daci. Asta chiar e făcut foarte bine, are îmbinările extraordinar de bune, modelul e demențial. Bine, nu știu ce o să se întâmple după ce o să-i pună textură pe el, dar momentan arată foarte bine. Și mânerele, fix așa ar fi trebuit să arate și mânerele de dace, nu cum arătau... ele, văd că avem și apărători la roată, bă, e totul foarte bine definit, hai să vedem cum arată la interior. La interior avem animație pe volan, avem, bun. Bă, interiorul arată ca și trăsături, ca și schiță, arată bine. Bine, aici avem un mic bug, văd prin tetieră, dar ca și textură arată mult mai bine. Bine, nu avem fețe la ușă, aparent, dar bordul e foarte bine definit. Avem acolo torpedou fix original ca de Cielo. Avem frâna de mână, schimbătorul, avem, cum le spune, acele cuplări pentru centura de siguranță, în care baci centura de siguranță. Avem până și maneta de ștergător, respectiv de semnalizare. Arată foarte bine. E, ce observe la sunet, e că sunetul nu l-a modificat, probabil a lucrat... Are sunet de tractor, cumva, de AMG. Ori de tractorul vorbeam înghe că pârie prea mult și pârțe. Și la volan mai observ că atunci când îl învârt, de fapt mi se mișcă altceva în spate, nici de cum grafica pe care a pus-o el. Deci mai e de lucrat la Cielo ăsta, oglinzile bineînțeles că sunt inactive. Dar eu sper, adică nu știu, la cum arată el pe exterior, eu sper că acest Cielo va avea un viitor mai strălucit. Însă vă las și link-ul lui în descriere. El vine cu o viteză de 121 de km la oră, v-am zis, 2000 de euro, e făcut mult mai realistic. Se pare că cineva a și gândit cumva modul ăsta, adică s-a ocupat mai
mult decât s-au ocupat băieții de cele două Dacii. Hai să vedem dacă prinde și viteza. Sunt puțin dezamăgit că sunetul ăsta e de tractor, dar poate pe viitor vom avea un sunet de Cielo, de ce nu? Sau poate asta e un sunet de Cielo pe GPL, cine știe? Deși eu am mers cu un Cielo pe GPL și nu suna chiar în halul ăsta. Hai să vedem dacă prindem totuși viteza maximă, sunt curios. A, aceeași animație nașpa ca la fumul care a săpit ceva de eșapament, văd că acum s-a pierdut, e ok. Totuși nu prindem viteza maximă. Bă, ce cu modurile astea românești? Sunt făcute, cred că, de un grup de persoane. Sunt făcute, gen s-au întâlnit toți trei modării. Și practic văd că au gândit la fel, adică aceeași problemă, nu se duce în viteza maximă, deși mergem drept cât vedem cu ochii. Puțin dezamăgit, sincer. Puțin dezamăgit de situație. Puțin dezamăgit. Mă așteptam ca măcar Cielo ăsta, că vă spun sincer, arată foarte bine pe exterior. Și mă așteptam ca măcar acest Cielo, dacă tot s-a, probabil s-a cumpărat macheta 3D sau s-a făcut de la zero, adică e puțin mai muncit decât cele două Dacii. Mă așteptam să fie, nu știu, acea mașină care va face episodul bun, nu știu, care va fi gen, bă, ai avut două Dacii proaste, da, e, Cielo ăsta ți-a schimbat ziua, dar nu, decât faptul că e modelat mai bine pe exterior sau modelul e mai reușit. În rest, nu, deci nu reușim să atingem viteza maximă pe această pistă de drag cu niciuna dintre cele trei mașini. Sunt profund dezamăgit. Vă las linkurile în descriere, spuneți-mi și voi în comentarii ce părere aveți. Și v-am zis, dacă reușiți să puneți o textură pe Cielo ăsta, veniți la mine, vă dau și bonus pe el dacă vreți treaba asta sau dacă îmi cereți bonus pe el, pentru că vreau neapărat să văd dacă cineva reușește să facă un Cielo care să arate cum trebuie, să-l modeleze cum trebuie. Cielo, Dacia, pick-up, orice. Opa, văd că Cielo, ooo, 4x4, ce are mă Cielo? Fiți atenți că Cielo a urcat. Ia să vedem, intră și pe pistă, că ar fi culma. Deci dacă intră și pe pistă, stați așa puțin, dacă intră și pe pistă, ia să vedem, ar fi genial. Deci dacă face pista, nu, aici patinează, dar totuși urcă, fiți atenți că urcă. Ok. E, opa, se pare că Cielo nostru are o problemă la cameră. Deci când sunt din afara lui, nu mai pot să dau de cameră sus sau jos, adică nu pot să văd Cielo de sus. Acum dau, efectiv dau de mouse și nu pot să-l văd de sus. Mamă, ce nasol. Deci nu pot să văd Cielo de sus. Trebuie să-l conduc neapărat așa. Ai, bă, dar ce mă cu chestia asta? Vă, uite, vă, acum văd care și cărlig în spate, pot să-i atașez remorcă. Dar de ce nu pot să dau de el sus, jos, sus, jos? Bă, nu pot. E complicat de condus așa. Sunt totuși curios de un aspect. Ia să vedem dacă a respectat treaba asta. A, uite, gata, pot să folosesc camera acum. Ok. Sunt totuși curios dacă pot să agăț ceva de acestea. Am eu o remorcă pe aici, da? Dacă nu mă înșel. Avem niște remorci. Da, hai că avem două remorci acolo. Hai să vedem dacă le putem agăța. Wow! What was this? Hop, ușor. Se pare că nici nu e optimizat foarte bine. Ia să vedem dacă totuși putem să agățăm ceva cu el. Bine, mă refer la remorci, că pe stradă nu prea avem ce. Și pare cam... Uite, pot să agăț, dar de fapt e cam în jos. Ok, și mi-a pleacă... Bă, și o și trage, plină cu 56.000 de tone. Mamă, cât de realistic e Cielo ăsta, nu vine să cred. Îl glumez, bineînțeles, ea. Și s-a lăsat cumva caroseria, ia, îi dau drumul. Nu tot așa arată. Nu, am crezut pentru un moment că s-a lăsat din cauza că are remorca agățată, dar nu. A, oricum, pare mai realistic când trage remorca din punctul de vedere al suspensiei. Adică mi se pare mai lăsat de spate fix cum ar trebui. Dar faptul că trage 56 de tone de pleavă nu mi se pare realistic. Iar pe nota aceasta încheiem episodul de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Linkurile le aveți în descriere. Nu uitați că avem un giveaway pe Instagram. Intrați repede pe Instagram, Dadu Oficial, aveți Instagram în descriere. Și spuneți-mi părerea voastră despre aceste tentative de utilaje românești, a căror link l-am lăsat în descriere. Eu sunt Dadu, vă mulțumesc mult pentru vizionare. O zi foarte frumoasă vă doresc. Pa, pa!